Bine v-am regăsit la Lumea nu este cum crezi. Văd și parcă tot mai des în ultimul timp materiale pe internet care au titlul cu mici variațiuni lucruri despre care n-ai învățat la școală. Eu am fost interesat doar de cele care țin de educația științifică, așa că în cele ce urmează mă voi referi doar la acestea. Și am observat că aceste, citez, lucruri despre care n-ai învățat la școală, se pot grupa în trei categorii. Prima este cea a lucrurilor despre care, de fapt, ai învățat la școală. Sau poate că, mai bine zis, ar fi lucruri despre care trebuia să înveți la școală. A doua categorie este cea a lucrurilor despre care n-avea rost să înveți la școală. Iar a treia categorie este cea a lucrurilor neadevărate despre care era culmea să învățăm la școală. Am ales pentru fiecare categorie câte trei exemple pe care vi le voi prezenta ca să încercăm să ne lămurim cine și de ce n-a învățat aceste lucruri la școală. Repet, am ales doar lucruri care au legătură cu știința, deoarece acest playlist este unul de popularizare a științei. Să începem cu prima categorie. Cineva pretinde că n-a învățat la școală că apa poate să înghețe și să fiarbă în același timp. În orice curs serios de termodinamică, la capitolul transformări de fază, acolo unde e vorba despre stări de agregare, stări alotropice, transformări de astfel de stări, se vorbește și despre starea de punct triplu al unei substanțe. Aceasta este starea caracterizată de o anumită temperatură și anumită presiune, în care substanța respectivă poate să fie în fiecare, în toate stările de agregare despre care vorbim de obicei, adică poate fi atât solidă, cât și lichidă, cât și gazoasă. Puteți vedea aici un grafic de stare a apei, în care puteți observa cum liniile care despart stările de agregare se întâlnesc într-un punct, care se numește punctul triplu al apei. Când apa se găsește în acea stare, ea poate să fie în oricare dintre cele trei stări de agregare, poate să fie un amestec al celor trei stări de agregare, adică putem să avem acolo și gheață, și apă lichidă, și vapori de apă. În cazul apei, temperatura punctului triplu este de 0,01 grade Celsius, iar presiunea este de 0,006 aproximativ atmosfere. În aceste condiții, deci, apa poate să fie atât solidă, cât și lichidă, cât și în stare de vapori. Altcineva pretinde că n-a învățat la școală că miezul pământului conține o cantitate imensă de aur. Atât la geografie, cât și la disciplina știință care se predă celor care nu urmează profilul real, este tratat subiectul formării sistemului solar, deci și a Pământului, și acolo este explicat faptul că toate planetele, deci și Pământul, au fost inițial în stare topită, ceea ce a dus la concentrarea metalelor grele în centrul lor. La suprafață au rămas elementele chimice mai ușoare, hidrogenul și oxigenul, care în cazul Pământului au format mai târziu apa, carbon, azot, fluor, sodiu, magneziu, aluminiu, siliciu, sulf, precum și metale relativ ușoare, cum ar fi potasiul, calciul, cromul, fierul, cuprul, zincul. Pe de altă parte, la chimie se predă tabelul lui Mendeleev. De fapt, nici nu știu cum ar putea fi predată chimia fără tabelul lui Mendeleev. Și din tabel se poate observa că aurul este elementul chimic cu numărul 79. Se găsește foarte aproape de plumb, care are numărul atomic 82. Tot la chimie se învață că densitatea metalelor crește în general cu numărul lor atomic, ceea ce înseamnă că aurul trebuie să aibă o densitate foarte mare. Și așa este, aurul are densitatea de aproximativ 19,3 kg pe decimetru cub, deci un cub
făcut din aur cu latura de 10 cm, cântărește peste 19 kg. Mai mult decât plumbul, care are densitatea de 11,3 aproximativ kg pe decimetru cub. Dintre metalele cunoscute, doar platina are densitate mai mare decât aurul, având 21,5 kg pe decimetru cub. Deci, folosind cunoștințele de geografie, astronomie și chimie, se poate înțelege foarte ușor că în miezul Pământului trebuie să fie o grămadă de aur, precum și multă platină, uraniu și alte metale grele. Altceva ce aparent nu s-a învățat la școală este faptul că o rază laser poate rămâne în interiorul unui jet de apă. Să vedem! Interesant, nu-i așa? În capitolul de optică geometrică sunt întotdeauna studiate fenomenele de reflexie și refracție a luminii. Iar un caz special al refracției luminii este cel numit reflexie totală, care este studiat pentru că are o foarte mare importanță pentru transmiterea informației prin fibrele optice. De fapt, fibrele optice funcționează pe baza fenomenului de reflexie totală. Nu vreau să intru în detalii care să-i plictisească pe cei care nu sunt interesați de fizică, dar vreau totuși să vă arăt un desen din care se poate înțelege ușor acest fenomen. Vedeți raze de lumină care pleacă de la un bec care se găsește în apă și puteți observa cum pe măsură ce crește unghiul de incidență, crește și unghiul de refracție. Și pentru un anumit unghi de incidență numit unghi limită, notat pe desen cu L, unghiul de refracție devine 90 de grade. Pentru unghiuri mai mari decât unghiul limită, apare fenomenul de reflexie totală. Unghiul limită, în cazul apei, are valoarea de aproximativ 48,6 grade. Dacă unghiul sub care cade o rază de lumină care vine din apă pe suprafața care desparte apa de aer este mai mare decât unghiul limită, atunci, așa cum am spus, are loc fenomenul de reflexie totală, așa cum vedeți în desen că se întâmplă cu raza numărul 5. Ei, același fenomen are loc și în jetul de apă. Și puteți vedea un desen explicativ sub clipul video. Desenul explică și ceea ce se petrece, de fapt, într-o fibră optică, nu doar în jetul de apă. Deci, pentru cine a învățat la optică, nu e nimic spectaculos în faptul că o rază laser rămâne în interiorul unui jet de apă. Este vorba despre fenomenul de reflexie totală. Acestea au fost doar 3 exemple, dar din păcate am auzit de foarte multe ori afirmația "n-am învățat asta la școală" despre lucruri care de fapt se învață la școală. Așa că cei care acuză școala că nu i-a învățat anumite lucruri, ar fi mai constructiv poate dacă s-ar întreba de ce n-am învățat oare mai mult la școală și acum poate că știam, cunoșteam, înțelegeam aceste lucruri. Să trecem la a doua categorie. S-ar putea să nu vă vină să credeți, dar am găsit printre lucrurile, citesc din nou, pe care nu le-ați învățat la școală, următoarele. Ce se întâmplă când bagi cheia în broască? Cum arăți când înghiți? Cum crește fasolea? Și multe alte lucruri asemănătoare. Dacă cel sau cea care a scris materialul respectiv regretă că n-a învățat aceste lucruri la școală, atunci trebuie să spun că mai există multe lucruri la fel de interesante și folositoare despre care poate că era bine dacă învățam la școală. Cum ar fi ce se întâmplă când scoți cheia din broască, ce se întâmplă când închizi fereastra, cum arăți când e întuneric, cum arată elefantul când bea apă, cum crește usturoiul,
și multe, multe altele. Alte lucruri pe care nu le-am învățat la școală, dar după părerea unora trebuia, sunt lucruri care se exprimă prin fraze care încep cu cuvântul poate. De pildă, poate că în sistemul solar există mai multe planete decât cunoaștem. Sau poate că Pământul are încă o lună. Ei bine, nu le-am învățat tocmai pentru că reprezintă posibilități, nu fapte. La disciplinele științifice din școală se predau doar lucrurile pe care le cunoaștem, pe care le știm, nu și ceea ce s-ar putea întâmpla sau ceea ce s-ar putea să existe. Dacă nu din alt motiv, atunci măcar din acela că posibilitățile sunt în număr infinit. N-am terminat niciodată de vorbit despre ele. Ar trebui oare să învățăm că s-ar putea să existe un asteroid în formă de cămilă? Sau că poate extratereștrii au 4 degete la o mână? Sau poate că uneori găina suferă de melancolie? Eu cred că nu. Când este vorba despre știință, trebuie să vorbim despre ce știm. De acolo vine cuvântul știință. Ultimul tip de cunoștințe despre care nu vă cer rost ar avea să învățăm la școală sunt cele evidente. De pildă, cineva ne spune că n-a învățat la școală că animalele pot să viseze. Oricine a avut câine sau pisică știe că animalele nu doar pot, ci chiar visează. Și la urma urmei, de ce n-ar visa? Creierul animalelor superioare ca inteligență funcționează pe aceleași baze anatomice și fiziologice ca al nostru. Și atunci, de ce n-ar avea posibilitatea să viseze? Mai ales că, după câte știm, visele sunt necesare pentru activitatea creierului. Creierul nu poate funcționa multă vreme fără să și viseze din când în când. A treia categorie a lucrurilor despre care ni se spune că nu le-am învățat la școală este cea a lucrurilor neadevărate. Așa că e foarte bine că nu le-am învățat la școală. Puține lucruri ar fi mai nocive pentru societate decât o școală în care le spunem elevilor minciuni. Să vedem cele trei exemple pe care le-am ales. Am găsit afirmația că, deși am învățat la școală că găurile negre nu sunt vizibile, ele sunt totuși vizibile. Ca argument, sunt prezentate fotografii sau desene asemănătoare cu ceea ce vedeți aici. Dar în această fotografie nu se vede gaura neagră. Ceea ce se vede este radiația care provine de la discul de acreție din jurul ei. Discul de acreție este porțiunea din spațiu în care substanța formează un vârtej înainte de a fi absorbită de gaura neagră. Și în această zonă, substanța se încălzește foarte puternic, pentru că există tot timpul ciocniri violente între ioni, molecule, atomi, electroni. Și din această cauză, temperatura în zona respectivă crește foarte mult și zona începe să emită radiații de toate felurile, inclusiv radiație vizibilă. În romanul Omul Invizibil, Wells arată cum în ploaie se putea observa conturul omului invizibil, deoarece se putea vedea apa care se aduna și curgea pe corpul lui. Dar asta nu înseamnă că el nu mai era invizibil. Ceea ce se putea vedea era apa de pe corpul lui și nu corpul lui. În concluzie, nu este greșit să spui că o gaură neagră este invizibilă. Nu pe ea o vedem, ci discul ei de acreție. Cineva se plânge că n-a învățat la școală că atomii sunt alcătuiți din 99,999999% spațiu gol. Ați observat cât de precis știe cel care face afirmația cât spațiu gol există în atom? Cu 7 zecimale. Ei bine, nici acest lucru nu este adevărat. Calculul care a dus la acest rezultat se referă la un model al atomului, un model istoric, modelul planetar sau modelul Rutherford se mai numește. În acest model, electronii sunt considerați ca având dimensiuni neglijabile, iar raza nucleului este de în jur de 10.000 de ori mai mică decât raza atomului. Dar modelul este un model, nu este atomul însăși.
Azi știm că electronii se comportă ca unde în atom, fiecare pereche de electroni ocupând un spațiu de o anumită formă pe care îl numim orbital. Vedeți câteva modele de orbitali în desene. Electronii nu sunt deci localizați, ci formează o undă staționară sau, îi putem spune, un nor electronic de o anumită formă, care nu are dimensiuni neglijabile. Așa că, dacă cineva face afirmația că atomul este alcătuit aproape în întregime din spațiu gol, o face într-un anumit context, o face atunci când vorbește despre modelul planetar al atomului. Dar mecanica cuantică ne arată că electronii ocupă, de fapt, un spațiu deloc neglijabil, comportându-se ca unde și nefiind localizați într-un punct, așa cum era în fizica clasică. Așa că atomul nu este alcătuit 99,999999% din spațiu gol. Mai ales că nici nu există spațiu gol, dar asta e altă problemă. Al treilea exemplu din această categorie ar putea fi afirmația că Pământul nu este rotund. Prin rotund, din context, se înțelege sferic. Să vedem. Raza Pământului la ecuator este de 6.378 de kilometri, iar la pol de 6.357 de kilometri. Asta înseamnă o variație de aproximativ 0,3%. Dacă am face o sferă cu diametrul de un metru, care ar avea aceeași abatere de la sfera perfectă pe care o are și Pământul, atunci diametrul vertical al acestei sfere ar fi cu 3 mm mai mic decât un diametru orizontal al sferei. Credeți că ați observa acest lucru? M-ar mira foarte tare dacă ați putea observa acest lucru. Deci turtirea Pământului există, dar este atât de mică încât putem spune liniștit că Pământul are formă de sferă, adică este rotund. Că nu este o sferă perfectă? Nici o sferă nu este perfectă. Nu există sferă perfectă pentru simplul motiv că nimic nu este perfect în această lume. De fapt, afirmația că Pământul nu este rotund putea foarte bine să intre și la prima categorie a lucrurilor care, de fapt, se predau la școală, pentru că orice manual de geografie amintește la caracteristicile fizice ale planetei noastre această mică turtire a Pământului. În concluzie, se pare că lucrurile despre care afirmă unii că nu le-au învățat la școală sunt fie lucruri pe care n-au avut chef să le învețe, fie lucruri care nu merită să fie predate la școală, fie lucruri neadevărate. Să nu înțelegeți greșit, nu vreau să spun prin acest material că programa disciplinelor științifice este perfectă. Departe de mine acest gând. Dar cei care trebuie să stabilească ce cunoștințe științifice trebuie să fie predate la școală sunt specialiștii în educație. Dar atenție, nu ajunge să fie predate, mai trebuie să fie și învățate. Dacă ați crezut că unii știu mai bine decât specialiștii din educație ce anume trebuie să se predea la disciplinele științifice, atunci lumea nu este cum credeți. La revedere!